Salut, Permen, și bine ați venit la un, cum zice, info-video. Astăzi vom juca puțin Mark of the Ninja. Hai să trecem de aici. În acest info-video vreau să vă spun că am avut o săptămână puțin mai grea. De aceea l-am mai postat de vreo 6 sau 7 zile, poate chiar o mai știu, sigur. Și da, cam acesta este motivul despre care, pentru care n-am putut posta. Al doilea lucru este că blogul nu mai e valid, o să șterg sau văd ce fac cu el, nu știu, dar nu cred că mai am nevoie de el, pentru că dacă avem tutorial sau ceva. Să la câte o mai crea și am un teacher pe voi vă pun descriere un link de download. Așa, mai vreau să vă spun că am încercat până acum să fac un video de Minecraft cu câțiva prieteni, pentru că singur nu pot ce vrea eu să fac. Nu este un let's play, este puțin mai repede cu un video mai scurt, dar cu o idee. Da, merge mai prost asta că filmez până la fiecare pe secundă. Nu știu dacă am pe... Da. Vreau să vă mai spun că am descărcat câteva jocuri care l-am mai jucat. Sunt mai vechi, dar mie îmi plac foarte mult. Poate că voi unii nu le-ați jucat, poate că le-ați jucat, cine știe. Eu zic că sunt destul de bune, destul de faimoase, să zic. Ia să vedem. Și da. N-am ce să mai zic, că am vrut doar să vă spun așa în general. O să fac o serie cu un joc care cred că e cam tare, nu e cam tare, se pare mie, cred. Da, mi se pare. Cu un joc care este de asemenea puțin mai vechi, puțin mai foarte vechi. Și care s-ar putea să vă stiți unii. Și-ar trebui să-i privești datul vostru la unii, la alții poate nu știți, dar poate o să vă placă. O să vă pun descrie un link cu niște, cu un site care de unde pot descărca jocuri puțin mai vechi, dar bune. Ce mai pot să zic? Mai vreau să vă zic că... Că unele jocuri, sunt multe jocuri pe care pot să le joc, pentru că v-am spus că am probleme cu PC-ul și nu pot să joc multe jocuri. Sunt tot la fel de multe jocuri pe care pot să le joc. Numai că nu prea le găsesc, unele nu prea le găsesc interesante, altele pe care le joc nu prea le găsesc. Și altele le-am uitat numele pentru că eram copil, când jucam copilărie dragă. Și da, doar ce am făcut un video cu un joc care îmi place și doar ce l-am găsit și chiar l-am căutat ceva vreme. Și mă bucur că l-am găsit. Și cam atât am avut de spus, vă urez lumină. Să vedem dacă puteți să-l omorâm pe ăsta. Fugi. Fugi! Da, i-am ieșit. Oricum, acesta a fost un video foarte scurt, dar am vrut să vă informez despre câteva noutăți. Sper să vă uitați la mine în continuare, sper că v-a făcut un nou intro pe care o să-l pun, pe care îl pun, pe care l-ați văzut
whatever. Nu uitați de la subscribe, comment și să dați un share. Dacă ați da un like și m-ați adăugat la favorite, asta ar fi de ajuns. Doar un like ar fi de ajuns. Subscribe dacă vreți, asta m-a ajutat la fel de mult, mă chiar și mai mult, nu știți de mai putea ajuta. Pentru a îmbunătăți PC-ul, poate și viața. Și sper că v-a plăcut, eu am fost Andrei, o fi în continuare. Salut!